Suntem în Zoia Mare, una dintre cele mai importante zile din săptămâna patimilor, iar creștinii ortodoxi respectă o serie de tradiții și obiceiuri pentru a se feri de rău. În primul rând, în această zi, din și merg să se spovedească și împărtășească. De asemenea, tot în această zi importantă are loc slujba celor 12 Evanghelii. Denia pentru Joia Mare este închinată amintirii a patru evenimente deosebite în viața lui Isus: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă pentru smerenie, cina cea de taină, rugăciunea din grădina Ghețimani și începutul patimilor. În Joia Mare, în mod tradițional, gospodinele încep să pregătească preparatele tradiționale pentru masa de paște, precum ouăle roșii, cozonacul sau pasca. În această zi, credincioșii nu au voie să spele haine. De asemenea, potrivit tradiției, două alimente sunt total interzise, inclusiv pentru persoanele care nu țin post, oțetul și urzicile. Se spune că atunci când era răstignit pe cruce, Isus a fost bătut cu urzici, înțepându-i rănile și stropit cu oțet pentru a-i provoca și mai multe usturimi. În anumite zonele țării, în joia mare, se fac focuri pentru cei adormiți, pentru ca aceștia să se încălzească. Lemnele folosite pentru foc nu se taie, ci se rup cu mâna și nu se lasă deloc jos până acasă.